Credeți-ne că ne bucură foarte mult că am reușit să reluăm antrenamentele. Din păcate, aceasta este situația și trebuie să ne adaptăm foarte bine la ceea ce se întâmplă. Nu putem avea o pregătire normală. Bineînțeles, este valabil și pentru celelalte echipe din mai mult sau mai puțin care fac parte din grupa noastră. Ultimele două săptămâni ne-am antrenat, în ultima săptămână ne-am antrenat împreună și am reușit cât de cât să ne punem la punct cât s-a putut din punct de vedere fizic și din punct de vedere tactic pentru acest turneu de Cupa României. Cred eu că mai important decât orice este să rămânem sănătoși, să ne avem accidente la antrenamente, să abordăm cu o mentalitate bună aceste meciuri și, evident, să obținem calificarea. It makes it really to bat on the court, to do my job, because after a long week, because the virus, we are staying at home. But right now we feel very good. The team, we have good chemistry. Everybody come with strong mentally, and also we work really hard this week. We have three hard games in Bucharest. After we fell, and the first goal against Nicocea for the qualification for the Champions League, we feel so bad, but this is over. This is part of the life. Right now we are focused to the next game, to the first game on Tuesday. And we practiced really hard, we made a lot of adjustments, and everybody got good motivation for that game. I hear a good thing about the fans. We are fans. My teammates, they played last year, they told me like the fans, they support a lot on the team, here at home, also on away. But right now it's a different situation. It's really sad for us. We don't feel like the fans come with us, but anyway, I know they saw the game from the TV or from YouTube or whatever, the streaming. They saw the game, they give me a lot of support. Mentally, it's very tough, especially some players are out here by themselves without their family, so just being out here and not being able to play basketball and then also being away from your family, it makes it very tough. But you know, we just had to push through and just get through it. But other than that, it was super tough, you know, especially because some of us were positive, some of us were negative, so we had to see the others get to practice and then we're just in the house. So it was tough, but I feel like we're all grown men, so we just dealt with it. The first couple of days I was kind of struggling a little bit because it's not used to running back and forth and stuff like that, but now I feel like I've adjusted to it and I'm kind of used to doing the quarantine and playing things, so now I feel like I'm good and I'm ready to play. Eu personal mă simt destul de bine. Am avut noroc, adică am fost printre cei norocoși care nu au avut virusul. M-am antrenat în casă în timp ce am fost izolați și vara asta se știe că m-am antrenat toată vara special ca să pot să joc bine, mai bine sezonul ăsta decât sezonul trecut. Ca și echipă jucăm bine, ne antrenăm bine, se simte că am stat o săptămână, două săptămâni în care nu prea ne-am antrenat împreună, dar până la turneu eu zic că vom fi bine. Ca sportiv e ceva dificil ce n-am mai trăit niciodată, adică e foarte ciudat pentru noi, dar asta este, trebuie să ne obișnuim. Această chestie de acum încolo cred că va mai dura ca ceva timp. Eu cred că putem trece toți peste această situație dificilă, adică trebuie să respectăm regulile și eu zic că putem să jucăm în continuare. Și mai încolo să sperăm să putem să jucăm și cu fani, adică e foarte important pentru noi.